Leagăn al culturii populare românești, Horezu este locul din județul Vâlcea unde talentul, frumusețea spirituală și hărnicia oamenilor au dat naștere numeroaselor obiceiuri și tradiții care dăinuie și astăzi. Maestria și sensibilitatea meșterilor olari, care impresionează prin multitudinea formelor și a culorilor expuse, atrag din ce în ce mai mulți turiștii români și străini. O vizită la atelierele ceramiștilor pentru a afla secretele modelării lutului este o experiență de neuitat. Totul e să-ți placă să modelezi și să lucrezi cu lutul, să-i dai formă, să-i dai viață. La mine e o poveste mai așa, mai ciudată un pic. Am învățat de la socrii. Socrul meu are două fete. A zis, dacă nu învăț să fac oale, nu-mi dă fata. Și ce să fac? M-am sacrificat și m-am apucat de oale. 90% din ceea ce vedeți în magazine, expus, eu modelez, iar soția pictează. Am învățat în Cipru. Iar formele un olar trebuie să le simtă, trebuie să le înveți, trebuie să știi ceea ce vrei să faci. E obligatoriu să iese. Ceramica e o alchimie curată, îți dă voie să umbli în glazuri, în forme, în culori și atunci te joci și te exprimi. Recunoașterea internațională a unicității Școlii de Ceramică din Vâlcea a primit confirmarea în 2012 prin includerea de către UNESCO în patrimoniul cultural imaterial. Fiecare olar din Horezu și-a spus un cuvânt, și-a spus o dorință cum ar fi mai bine și cu ajutorul autorităților locale care s-au implicat în mod deosebit s-a reușit acest lucru. E un lucru bun și o datorie a noastră să menținem, să continuăm și să încercăm să dăm ștafeta mai departe, ca acest meșteșug să nu se piardă. E o meserie destul de greu de învățat. În momentul în care ai învățat, nu ți se mai pare atât de grea, dar la început, pe cât pare de simplă, atât e de dificilă, înseamnă ani și ani de experiență. Vorbesc din punctul meu de vedere, gândiți-vă că lucrez numai de 30 de ani și încă am de învățat în continuu. De la grămada de lut până la forma care ne încântă, un vas prinde viață în aproximativ o lună. Emblema centrului de ceramică de la Horezu este cocoșul, simbolul reînvierii și al nemuririi sufletului. Horezu se pictează pe obiectul încă umed, culorile toate sunt naturale, sunt din pământuri, sunt din argile care au la bază oxizi metalici pe care noi ne le pregătim, știm locurile de unde să le extragem. După ce vasele se usucă puțin, atât cât să umbli cu vasul să nu se deformeze, asta înseamnă umiditatea din vas iese cam 30-40%, intervine pictura. În prima fază se face o spirală, spirala reprezentând mișcarea de rotație a lumii, a universului și vin desenate diferite figuri geometrice, florale, iar ca emblemă, Horezu are cocoșul de Horezu. O să mai regăsiți pe vasele de Horezu desenat peștele, se face aluzie la creștinism, pomul vieții. La fel, un pic cam atipic pentru celelalte genuri de ceramică, o să găsiți șarpele desenat. Se spune că fiecare casă are un șarpe păzitor, pe care nu e bine să-l omori, pentru că aduce ghinion. Și de aici pleacă, sunt undeva 70-80 de simboluri care amestecate și puse în diferite forme și culori, practic dau o infinitate de modele. În zonă, posibilitățile de cazare și de petrecere a timpului liber sunt numeroase. Amatorii de liniște pot opta pentru pensiunea Casa Paloș. Locul cucerește de când îi treci pragul, designul interior creând o atmosferă primitoare. Oaspeții au acces la o bucătărie complet utilată, iar cei mici își pot consuma energia în siguranță în spațiile verzi ale pensiunii. De asemenea, turiștii pot alege să participe la demonstrații sau lecții de olărit. Merită reținut că la numai 2 km de oraș se află mănăstirea Horezu, o capodoperă arhitecturală a stilului brâncovenesc, iar la o jumătate de oră de mers cu mașina, peștera Muierilor va încânta pe cei dornici să exploreze acest monument al naturii.